When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Vreau să vă arăt kitul ăsta de făcut chefir pe care l-am luat și vreau să fac cu voi ca să vă arăt cum funcționează. Are înăuntru borcanul în care faci și în borcan ai pudra de culturi, practic. Ai chestia asta ca să o pui deasupra și și chestia asta foarte fană ca să reprinsă cu un elastic, dacă aș putea să-l dau și jos. Ca să amesteci, bagi înăuntru și amesteci, o să vă arăt. Și instrucții umii. Și instrucțiuni. Cum să faci chefir acasă. Și zice așa, adăugăm un litru de lapte și putem să punem orice tip de lapte. Zice, lapte de soia, lapte de cocos. Pune și suc de fructe dacă vreți. Adăugăm culturile, plicul. Adăugăm chestiunea asta ca să amestecăm. Amestecăm bine. Și după aceea punem asta deasupra ca să se aerisească. Și trebuie lăsat la temperatură de între 20-30 de grade Celsius, 24 de ore. Da. Haideți să facem. Eu o să fac cu lapte de cocos, pentru că e mai grăsuț. Pentru că noi nu prea consumăm lapte de vacă. Adică, atunci când zic nu prea, înseamnă, înseamnă deloc. Mâncăm brânzică, dar lapte de vacă nu avem în casă și nu consumăm. Și preferăm ăsta vegan. Ce? Stai. Da, trebuie să clătim asta înainte. Uite cum arată untul, arată ăsta de cocos pentru că se adună untul deasupra. Deci asta e toată grăsimea. Chidul prima dată? Nu, o să pun asta prima dată, las că știu. Nu mă ascultă, mă, nu mă ascultă. Am mai făcut o dată asta, dar am făcut cu iaurt și a ieșit foarte bun. Ei, na. Nu, nu, pleacă de aici. Vreau și el un pic de cocos. Așa. Și acum o să umplu. Ce umplem? Cu lapte de mic. Am vrut să pun. Nu, o să pun din ăla care. Nu știu ce pui, dar vrea și ciucul. Da, vrea tine la de cocos, îți place. Hai ciucul. Vrea și ea chiar. Ce și frumă ciucul. Aici. Ia repede. Hai, hai că vine ăsta. Hai mă ia. Ia-ți cu. Țuc. Alu. Oh, alu. Are doar 2 săculeți în ăla. Deci ce ai zis că ai pus? Am pus lapte de ovăz. Ovăz. Ce avem? Două? Doar 2 secureți de culturi din asta. Asta, ăla de iaurt, avea mai multe. Așa.
Eu v-aș bila. O să mă însucletesc și pe asta. Ce mai vrei, mă? Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, mă, de aici, mă, din picioarele mele, boi, frate. Mai pun un pic de iaurt. De iaurt de lapte. Puneți capacul bine. Și agite. Agite să mă filmez de borcan, nu de fund. Fac mișcare, faci mișcarea asta din tot corpul, trebuie să o faci. Fai cu cucaracha, cu cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las patitas de atrás. Dar nu s-a amestecat ca lumea. Pe nu, pentru că ăla de cocos e gros, e tare. Ăla trebuia să îl amestecăm înainte. Deci știți că ăla rămâne. Nu rămâne. Nu, se scoate. Nu? Eu am crezut că rămâne ăla ca să mai amesteci după aia. Da, poți să-l pui după aia. Uite, cocos. Storcesc un pic din cocosul ăsta, nu? Păi fă invers. Vezi să fac eu? Nu trebuie să-ți fie rușine că nu poți. Cred că e gata. Și acum îl bem, nu? Păi e dulce acum, trebuie să se acrescă, dar Tifon. Oricum e nevoie doar cât să acoperi aici. Da, doar cât să acoperi acolo, astăzi. Foarte mare. De câte ori poți să faci cu el? De 6 ori? Doar 2 din alea azi. Păi am înțeles 2 din alea, dar știi că celălalt puteai să mai bei 3 sferturi și cu un sfert rămas mai puneai și... Nu știu, trebuie să citi. De câte ori poți să faci? Că la iaurt, într-adevăr... Uite, 6 batches. Ah, de ce? It makes 6 litri poți să faci. Deci de 6 ori. Deci de 6 ori. Da. Și ingredientele. Așa. Și i-a pus fata mea cârpița. Gata. Babețica. Și îl lăsăm aici. Îl lăsăm să fiarbă. Să fiarbă, să fermenteze. Până mâine la aceeași oră. Dacă reziști. Dacă nu reziști... Pe cât scria aici? Mai devreme. 24 de ore. 24 de ore. Da. Dacă nu reziști, bagi nasul. E foarte bun kefir, kefirul sau iaurtul este foarte bun pentru că are aceste culturi de bacterii, care sunt bacterii bune pentru stomac și pentru intestin și sunt foarte recomandate și foarte sănătoase pentru că fermentează, ca orice chestie care e fermentată. Tot ceea ce e fermentat e foarte bun pentru stomac și intestine și implicit pentru sistemul imunitar. Scoți limba ceva? There you go. Și e gata. Eu uite, vreau să vă arăt cum arată kefir, cum așa. Să vă arăt cum arată kefirul după ce s-a făcut. Este zero, să ridic la suprafață și acum puteți să-l mestecăm și să amestecăm și să-l bem. Putem să băgăm înapoi chestia aia de sârmă pe care am folosit-o, dar eu o să folosesc o furculiță. Să-l legem.
furculision. Vom folosi un furculision. Și acum o să încerc să torn fără să vărs pe blat. Ați văzut, n-am amestecat bine cocosul, că am rămas gris bucățele întregi. Practic am două pahare și după aceea ăsta îl păstrăm. Pentru că din același pliculeț de culturi putem să mai facem încă de două ori, deci mai păstrăm, ei spun că 1x4 și cam atâta în borcan. Adaug din nou iaurt și sau iaurt, pardon, adaug din nou lapte și îi pun din nou asta deasupra, tifonul deasupra și îl las din nou pe brad. Și mai facem o dată kefir. Dacă nu vreți să faceți acum, pune în capacul și îmi băgăm la frigider. Dar eu vreau să mai fac o dată. Mi-am și la o plimbare pentru că e cât de cât frumos afară. Așa că, haideți! Vă rog să nu uitați să dați un like acestui filmuleț, de asemenea să nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe acel buton de abonează-te, pe acel clopoțel de notificare și asta este foarte ușor, trebuie doar să vă logați la YouTube cu contul vostru de Google, nu trebuie să vă faceți cont separat, e foarte ușor și rapid și ne-ar ajuta foarte mult.